fie Domnul Iisus. Iată că suntem din nou în jurul Cuvântului Dumnezeu, așa cum spunem de fiecare dată, venim aici în acest loc, venim ca să ne îmbogățim fiecare dintre noi, venim ca să ne vindecăm fiecare dintre noi, mai întâi bolile sufletești și după aia bolile cele trupești. Ieri citeam și meditam cauzele bolilor trupești fizice. Avem și acest medic lângă noi și știm că în tratatele de medicină, în tratatele de peste 200 de ani, se tot caută cauzele anumitor boli. Și cauzele acestea sunt bine definite în anumiți viruși, în anumite părți genetice a organismului, în o alimentație defectuoasă, în stres. Sunt multe cauze care mulți medici în tratatele lor le-au definit pentru a fi cauzele unor boli. Dar cele mai frecvente, medicii spun că sunt cauzele genetice. Dacă tata a avut un infart, s-ar putea și copilului să aibă un infart. Dacă părinții au avut cancer, s-ar putea ca și copiii să aibă cancer. Asta este partea genetică. Și nimeni dintre medicii cei care au făcut aceste tratate și care au studiat cauzele bolilor, niciunul dintre ei n-au mers la cauzele spirituale. Cauzele tuturor bolilor, din punct de vedere și după cunoștința mea, sunt cauzele spirituale. În Vechiul Testament, cauzele pentru cei care se îmbolnăveau era idolatria. Adam și Eva în rai, sub starea șarpelui, sub starea diavolului, au căzut în neascultare. Și prin această neascultare, Adam și Eva s-au îmbolnăvit. Nu s-au îmbolnăvit numai sufletește, depărtându-se de lumina lui Dumnezeu. Totodată s-au îmbolnăvit și trupește. Tot în Vechiul Testament putem să vedem o cauză a bolilor sufletești, spirituale, mândria. Vedem Aaron și cu Mariam s-au împotrivit lui Dumnezeu și au spus: oare numai lui Moise vorbește Dumnezeu? Din această întrebare pusă lui Dumnezeu, din această mândrie adresată lui Dumnezeu, vedem că Mariman se umple de lepră. Și aici putem să vedem că cauza spirituală a leprei este mândria. Este slava deșartă și este înălțarea. Împăratul Ozia, împărat puternic în Israel, împărat care el decidea asupra preoțimii de la templu și într-o bună zi, din slava deșartă și din mândria care o avea în el, a zis: și eu pot să aduc foc înaintea Domnului în templu. Și atunci preoții i-a spus: împărate, nu ți se cuvine ție să aduci foc, să aduci foc în candele înaintea Sfinte Sfintelor. Și împăratul spune că s-a mâniat, acum a luat o cădelniță în mână, în clipa aceea împăratul s-a umplut de lepră. Vedeți, fraților, cauzele bolilor noastre trupești de cele mai multe ori este neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mergem în Noul Testament, o femeie gârbovă se duce la templu și Domnul Iisus o vindecă și cei care erau în templu, farisei, saducheii și cărturarii, se împotrivesc acestei vindecări. Și Domnul Iisus le spune un cuvânt: această femeie este legată de Satana de 18 ani.
Bola ei era spirituală. Gârbovirea ei era din cauza că Satana a pus stăpânire pe ea. Oare, fraților, în viața noastră și în comunitățile în care trăim, vedem atâtea boli și atâtea neputințe? Vedem cancer la femei la sân, cancer la ovară. Oare de ce sunt aceste cancere? Este din cauza, pentru că s-au făcut foarte multe avorturi, pentru că soția și mama nu vrea să aibă copii. Și toate acestea duc la anumite boli, la anumite stări grave. Putem vedea din cauza desfrânării foarte multe boli. Fratele ar putea enumera ca medic câte sunt. Și toate aceste boli sunt cauze spirituale. Sunt cauze pentru că omul nu ascultă de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Nu ascultă pentru că nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu a pus o rânduială în lumea aceasta, un echilibru în universul acesta. Acest echilibru l-a pus și în lăuntru ființei umane. Și ființa umană, după cădere, nu a putut să le atribuie aceste lucruri. Și a dat niște porunci și niște legi omului ca să le îndeplinească în viața lui, ca să fie ferit de rău. De ce spune în porunca din Decalog să nu fii desfrânat, sau să nu furi, sau să nu ucizi, sau în porunca cincea să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mulți ani și fericiți pe pământ? Este o poruncă dată de Dumnezeu omului. În porunca noua să nu dorești nimic din ceea ce este aproape lui tău, nici asinul, nici soția, nimic din ceea ce are el. De ce? Pentru ca să nu te îmbolnăvești sufletește, să nu te îmbolnăvești spiritual și după această îmbolnăvire spirituală să te îmbolnăvești trupește. Oare creștinii nu sunt bolnavi? Oamenii lui Dumnezeu nu sunt bolnavi? Ba da! Oare Sfântul Apostol Pavel n-a fost bolnav? Avea o suferință în trup. Îi curgeau ochii. Și cere lui Dumnezeu ca să-i vindece această suferință. Și ce le-a spus de Domnul Iisus? Harul meu ți este de ajuns, când neputință mă vei cunoaște de plin pe mine. Anumite boli trupești, fraților, este pentru că Domnul Dumnezeul nostru și Domnul Iisus ne ferește prin aceste boli fizice de bolile spirituale, de boala sufletului. Ascultam pe părintele doctor profesor, pe Pavel Chirilă de la București, atât de frumos a vorbit despre aceste boli spirituale și spunea că totdeauna un pacient când venea la dânsul, în primul rând încerca să afle starea lăuntrică și sufletească și comuniunea lui cu Dumnezeu. Era primul lucru și cel mai primordial lucru care trebuia să-l caute pacientului care venea. Și spunea dânsul, am avut și homosexuali, am avut și anumiți oameni care pe timpul perioadei comunismului au maltratat și probabil au și ucis pe semenii lor. Și am încercat ca în toate cauzele acestea să le îndrept ochii tuturor spre Dumnezeu, cel care vindecă toate și poate toate, pentru că starea lăuntrică a omului și starea de bucurie și starea de vindecare a sufletului depinde, frații mei, să știți, de foarte multe ori și cred că totdeauna, de boala sufletului nostru depinde vindecarea trupului nostru. Oare ce facem noi și cum stăm noi înaintea lui Dumnezeu?
În Evanghelia de astăzi vedem că doi ucenici de-a Domnului Iisus aveau și ei o bolă, aveau și ei o neputință. Aveau boala întâietății, a slavei de șarte și a mândriei. Și din aceste boli a celor doi ucenici se mai naște o bolă tuturor ucenicilor. După ce au cerut fiul lui Zebedeu Domnului Iisus unul să stea de-a stânga și unul de-a dreapta, ce fac ceilalți zece? S-au umplut de mânie. Mânia este tot o boală spirituală, o boală sufletească. Și Domnul Iisus, în dragostea Lui și în bunătatea Lui, și le exclamă și le spune: eu nu am venit aici pe pământ să mi se slujească. Eu am venit să slujesc tuturora. Eu am venit ca să-mi dau viața ca răscumpărare pentru toți și pentru întreaga omenire. Pentru că oricine va crede în mine să nu moară și să aibă viață veșnică. Suntem bolnavi fiecare dintre noi trupește. Dar să știți că cea mai gravă boală a omului modern și a lumii de astăzi este boala sufletească. Este boala în sufletului său. Așa cum spune fratele Traian, zice, un cancer, o boală grea, o cangrena, trebuie să mergi la chirurg, să ia bisturiu, să curăță și să taie tot ceea ce este rău. Și după ce taie tot ceea ce este rău și scoate afară, se pune alifia. Așa trebuie să mergem și noi la doctorul cel mare, la Domnul Iisus, cu bolile noastre sufletești, cu cancerul care s-a pus în sufletul nostru și atâtea boli, ca să ne vindece. Marii duhovnici din ziua de astăzi, la spovedania lor, să știți că cele mai multe păcate, și am putea spune că cele mai greu de vindecat, știți care sunt? Nu este nici desfrânarea, nu este nici ura, nu este nici invidia, nici mândria. Spuneau că este clevetirea și minciuna. Sunt cele mai greu de vindecat. Pentru că de aceste păcate mici suntem stăpâniți fiecare dintre noi. Poate în fiecare zi gândim rău apropiului nostru. Poate în fiecare zi dorim ceea ce nu este după cuvântul lui Dumnezeu sau criticăm pe aproapele nostru. Și aceasta este o clevetire. Această boală este greu de vindecat. Această boală este greu de vindecat, că trebuie multă stăruință și multă meditație și multă pocăință din partea fiecărui dintre noi. Este foarte ușor să acuzi pe cel de lângă tine. Este foarte ușor să vorbești la adresa cuiva. Nu într-un sens bun, într-un sens rău vorbesc acum. Că în sensuri bune nu prea vorbim. Un cuvânt rău atât de rapid merge și atât de rapid este auzit de toți, de să mai înflorește de 10 ori acel cuvânt. Dar un cuvânt bun, vedeți că nu prea este și nu merge atât de rapid și nu este auzit. Dacă vorbim aici să facem binele și să avem milă și să umblăm după dreptate și să facem pocăință și să ne zmerim, e un cuvânt bun din partea lui Dumnezeu. Dar parcă atât de greu putem să-l atribuim și să-l facem în viața noastră. Și dacă nu le amintim pe cele rele, parcă stau lipite totdeauna de noi. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, când vreau să fac binele, parcă răul stă alipit de mine. Ne apropiem de marea sărbătoare a Învierii Domnului Iisus. Ne apropiem de Golgota. Așa cum Domnul Iisus în Evanghelia de astăzi urcă cu ucenicii săi la Golgota. Ierusalimul și muntele Sionului nu pot să cobor numai să urci. Din muntele Măslinilor cobori în grădina Ghețimani și din grădina Ghețimani urci la cetatea Ierusalimului. Sau în partea de est a Ierusalimului vin din Valea Iosafat sau Valea Genei, urci spre Ierusalim. Din orice parte ai veni, din nord, din vest, din sud, din est,
să mergi în Ierusalim, în cetatea Ierusalimului, totdeauna trebuie să urci. Când urci la Golgota, când urci la Ierusalim, trebuie să te pregătești pentru această urcare. Domnul Iisus și-a luat ucenicii în Evanghelia de astăzi și a urcat la Ierusalim. I-a dus să le arate locul unde el va pătimi și locul unde el va învia. Fraților, n-au înțeles ucenicii atunci. Așa ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Dar oare înțelegem noi astăzi? Ei n-au înțeles că nu au avut și nu s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu peste ei și n-au putut să înțeleagă. Dar oare noi, când Duhul lui Dumnezeu îl avem în mijlocul nostru, oare lăsăm să pătrundă în inimile și în mințile noastre și în viața noastră și să ne dea înțelepciunea și călăuzirea să putem să înțelegem aceste taine? Îi mulțumim Domnului și pentru această zi și rugăm ca să ne ajute să mergem pe calea veșniciei, pe calea mântuirii. În Cartea Numerilor ne arată ceea ce Dumnezeu a făcut pentru neascultarea poporului său. Poporul lui Dumnezeu totdeauna și oamenii în general se expun să se împotrivesc cuvântului lui Dumnezeu. Și aici atât de frumos ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să murim în pustie, căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă? Vine poporul înaintea lui Moise și înaintea lui Aron și se împotrivesc cuvântul lui Dumnezeu și spune: dar de ce ne-ai scos din Egipt? Oare ei n-au trecut prin Marea Roșie? Oare ei n-au văzut minunile din partea lui Dumnezeu făcute prin Moise și prin Aron? Oare nu le-au văzut? Și vin și se împotrivesc împotriva lui Dumnezeu și vorbesc împotriva lui Dumnezeu. Nu știu unde spune cuvântul lui Dumnezeu că parcă urechea Domnului este prea scurtă ca să nu audă. Oare e prea scurtă să nu audă Dumnezeu? Oare el, dacă i-a scos de acolo, nu i-a scos cu un scop? Nu le-a arătat el toate binecuvântările și le-a arătat el ceea ce poate să facă pentru ei? Și ei vin și se împotrivesc împotriva lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu ia o hotărâre împotriva lor. Fraților, să ne ferească Dumnezeu de această hotărâre să o ia împotriva fiecărui dintre noi. Când noi ne împotrivim cuvântului lui Dumnezeu, când noi nu suntem mulțumiți de ceea ce ne dă Dumnezeu. Ne dă Dumnezeu sănătate, ne dă Dumnezeu atâta hrană trupească, ne dă Dumnezeu atâta hrană sufletească, să știți că împotrivirea noastră poate să fie și împotriva cuvântului său. Să nu vrem să-l auzim cuvântul său. Sau să spunem: ne-am săturat de atâta cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru ce atât cuvânt? Oare noi nu-l știm, nu-l cunoaștem? Și asta este o împotrivire împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ia o hotărâre. Le trimite poporului niște șerpi. Și acest șerp veninos îi mușcă pe copiii lui Dumnezeu, așa am putea spune, și mor mulți dintre ei. Fraților, niciodată să nu ne împotrivim împotriva lui Dumnezeu. Că Dumnezeu poate să ne mustre așa cum a mustrat și așa cum au murit din poporul lui Dumnezeu, pentru că nu au ascultat și n-au fost mulțumiți de ceea ce le-a dăruit Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu le-a dăruit mană? Oare Dumnezeu nu le-a dăruit apă din stâncă? Oare Dumnezeu n-a vorbit lui Moise pe muntele Sinai în tunete și în foc? Tot în Cartea Regilor mi-aduc aminte despre ucenicul lui Elisei, Genazi.
Când vine Neeman sirianul și trimite mai mari lui din armata lui la Elisei ca să fie vindecat și îi duce anumite daruri. Și omul lui Dumnezeu Elisei nu i-a trebuit și n-a avut nevoie de aceste daruri din partea lui Neeman sirianul. Și atunci Ghenazi merge pe cale și ia o manta și ia niște argint. Și din cauza acestor bogății care le-a voit Ghenazi, și ce îi spune Elisei lui Ghenazi? Lepra lui Neeman să fie pe tine și pe copiii copiilor tăi. Vedeți, fraților, când dorești ceea ce nu este a tău, când vrei ceea ce nu-ți dă Dumnezeu ție, te umpli de lepră. Te umpli de lepră. Pentru că ai luat ceea ce nu ți se cuvenea ție. Și dacă cineva ți-a spus și cuvântul lui Dumnezeu spune și ne arată să nu voiești nimic din ceea ce nu este al tău, și tu voiești din ceea ce este aproape lui tău, te umpli de lepră. Așa s-au umplut de lepră toți bogații din țara aceasta. Pentru că au luat de la noi și s-au însușit ei însuși. Și s-au umplut de lepră și de o lepră sufletească și de o lepră spirituală și s-au îmbolnăvit dornici după bogății nedrepte și dornici după slava deșartă și după mândrie. Și toți s-au îmbolnăvit și toți sunt bolnavi. Dar mai au o singură scăpare. Să se zmerească și să vină la Golgota. Să se zmerească și să vină la Domnul Iisus. Ca să-i vindece de această lepră a sufletului lor. Și să primească har și să primească iertare și să primească veșnicia. Totul este cu putință din partea lui Dumnezeu. Numai omul să vrea să vină la Dumnezeu. Așa cum spune despre tânărul bogat ucenicilor săi Domnul Iisus și ucenicii pun o întrebare Domnului Iisus. Greu va intra, spune Domnul Iisus, un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ucenicii răspunde, Doamne, dar cine poate să se mântuiască? Ceea ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. Ceea ce credem noi, fraților, că nu se poate, la Dumnezeu se poate. Avem astăzi Maria Egipteanca, o femeie desfrânată, o femeie de moravuri ușoare, am putea spune, care este sărbătorită în biserica noastră. O femeie care nu și-a pierdut sufletul și l-a mântuit. Avem o parabolă în Evanghelie despre un tânăr, fiul risipitor, despre un desfrânat care își cheltuiește toate averile în desfrâu și în îmbuibare și în tot ceea ce este mai rău pe acest pământ. Și vedem că Dumnezeu îl primește și salvarea este numai la El. Dacă vom privi în cuvântul lui Dumnezeu fiecare dintre noi, vom vedea că din partea lui Dumnezeu, dacă omul se pocăiește și omul se întoarce, spune că dacă ați avea păcate cât nisipul mării, Dumnezeu este acela care vă va ierta fiecare dintre voi. Mai duc mulți oameni și spun întrebarea, pe mine niciodată Dumnezeu nu va mai ierta. Atât de mult rău și atâtea păcate am făcut pe acest pământ că este imposibil ca Dumnezeu să mă poată ierta. Ba, Dumnezeu poate să te ierte. Iertarea depinde de tine și depinde de mine și depinde de fiecare om în parte. Dacă vii cu smerenie și vii cu lacrimi de pocăință înaintea Domnului, El te poate ierta și te iartă cu adevărat. Și primești vindecarea și primești mântuirea și veșnicia. Pentru că pentru aceasta a venit Domnul Iisus în lumea aceasta. Pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru cei care s-au depărtat de veșnicie și din împărăția lui Dumnezeu, El să-i mântuiască, El să-i vindece.
Îi mulțumim Domnului Iisus și pentru această zi și rugăm ca să ne ajute să rămânem pe această cale și să înțelegem ceea ce sunt bolile fizice și ceea ce sunt bolile spirituale. Și așa cum am mai spus, toate cauzele bolilor fizice stau în cele spirituale. Pentru aceea ne îndemnăm unii pe alții să venim la Domnul, să ne vindecăm sufletele noastre și dacă vom avea o boală fizică, să-i mulțumim Domnului că ne-a dăruit-o, că El prin această boală vrea să ne aibă lângă El și vrea să ne modeleze și vrea prin această suferință și neputință să ne ducă în veșnicie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul.